Salutare tuturor, bine ați venit la un nou video. Astăzi o să fac unboxing acestei boxe de la Transmart. Este un T7 Mini Portable Outdoor Speaker, domne. Certificare IPX7. Vedem aici, are și un inel cu luminițe, pentru că ce-ar fi viața fără luminițe în ziua de astăzi, mai ales pe partea de gaming. Și se laudă cu o autonomie de până la 18 ore, bă băiatule, 18 ore de muzici cu această boxă, bineînțeles, și cred că tot cu iluminare pornită, dar nu la un volum maxim, undeva cred că la 60% cel mult. Avem aici mai multe luminițe, deci ne dăm seama încă de pe cutie cum se va colora acest inel al boxei. Ne arată și ce conține pachetul, dar o să vedem și noi imediat. Da, boxa, un cablu USB Type-C, big like, un cablu auxiliar de la jack la jack, un manual și, bineînțeles, certificatul de garanție. Pe spate tot așa avem mai multe chestii, printre care și specificațiile care ne interesează, cum ar fi faptul că suportă și un voice assistant, un Google, un ceva pe acolo, un Alexa. Și bineînțeles, tot așa, pentru că suportă, cred că scufundare în apă, dacă nu mă înșel, IPX7 waterproof, faptul că are acel cerculeț iluminat și faptul că se poate împerechea cu încă o boxă la fel și să creeze un efect stereo și plus alte chestii, cum ar fi faptul că are și, văd aici, o claritate atunci când vorbești la telefon și, în fine, multe, multe chestii aici se laudă ei. Hai să vedem boxa până la urma urmei, că asta ne interesează. Bine, și specificațiile contează, dar hai să vedem, domne, cum arată, ce să mai încolo și încoace. Avem una bucată cutiuță aici cu accesorii. Un pic strâmbă, văd eu. A suferit, cred că, un pic pe transport. Avem acel cablu pentru încărcare, da? De la USB normal la USB-C. Ok. Mai avem cablul auxiliar de la jack la jack. Avem manualul, da, se poate observa aici, manualul destul de măricel, bun, și certificatul de garanție JAP-JAP by Transmart. Bun, deci cam astea sunt accesoriile, am terminat cu accesoriile. Hai să vedem boxa. Ia uite, e protejat aici frumos într-un cerc din ăsta de spumă sau de polistiren, din ăla care nu se frimiturește. Primiciurește. Bun, hai să vedem boxa. Ia uite ce frumoasă e. Băi, interesantă cum arată jucăria. Vedem aici. Ăsta este cercul care se va ilumina. Avem aici și microfonul, pentru că trebuie să aibă microfon pentru acel voice assistant. Butonul de power, butoane de volum, play, pauză, butonul, cred că cu acesta schimbăm, o să vedem imediat ce face, schimbăm iluminarea și așa mai departe. Logo-ul este aici ieșit în relief Transmart. Pe spate avem un cer din ăsta cu 3 piciorușe de cauciuc să nu plece de pe masă. Iar în spate avem porturile, chiar un slot pentru carduri microSD. Se pare că n-au pomenit de el. Surpriză, surpriză, avem aici magie. Jack-ul pentru căști, bine căști, pentru portul auxiliar și USB-C-ul pentru alimentare. Deci are și intrare pentru card, dar n-au specificat-o nicăieri pe asta. Așa, punem cauciucul ăsta bine aici ca să nu pătrundă apă și hai să-i dăm power, ce să mai încolo și încoace. Ia uite-o cum s-a iluminat frumusețea și blingă-i așa, vedeți? Arată mișteaux, efectul e frumos, ce să mai. Având în vedere că este o boxă care costă sub 100 de lei, puțin sub 100 de lei, deci eu zic că este interesant ce primim la banii ăștia. Să vedem și partea de audio, că și asta contează. Hai să o găsim pe aici. Transmart T7 Mini, așa se numește ea. O să o împerechez acum. Și să dăm niște muzică. Hai să deschid eu puțin Spotify-ul și să căutăm niște NCS-uri ca să nu ne luăm copyright. Să nu ne luăm copyright, domne, copyright. Pentru că imediat sare YouTube-ul cu copyright-ul. Nici bine nu încarci clipul și te-a rupt. No, Copyright Sounds Playlist. Dar nu e de la NCS. Nu vreau de la NCS direct. Cred că mai bine scriu NCS. Vreau playlist făcut de ei, nu de alții, pentru că
Sunt șanse să nu dau de piesele care sunt chiar fără copyright. Bun, hai să o ascultăm. Jab, jab, bag și telefonul aici. Hai că am dat-o la maxim. Iluminarea se poate observa că se schimbă și este funcțional. Oh! Ce ai făcut, bobiță? Vezi că e forțoasă. Bine, e un sunet cinstit, curat, bas are ceva acolo. Butonul ăsta de LED-uri, văd că are două moduri, da? Ăsta e primul mod, iar acesta este al doilea mod. În funcție, licărește, ca să spun așa pe românește, fac și rime, licărește după muzică, după melodii, după bas și așa mai departe. Deci este ok, zic eu, nu stă mereu aprins, stă atunci când, aici cred că e pe voce, da. Ia, dacă nu mai zice ăsta nimic acum, s-ar putea să nu se mai aprindă. Dar fix acum o să zică. Da, aici cred că este după un alt ceva, cred. Da, posibil după un alt. Aici l-am oprit de tot. Dacă te deranjează. Da, deci sunt două moduri pentru acest cerc luminos, care se colorează în mai multe culori, este clar RGB-ul, pentru că se colorează și verde, și roșu, și albastru, am văzut, și mai multe culori, și blow, ăsta cred că e un blow ceva, și par a fi mai multe LED-uri, cel puțin, ăsta clar e transparent, dar par a fi mai multe LED-uri aici în jurul acestui cerc, da. Bun, cam asta a fost, sunetul e ok, e bun pentru 100 de lei, mai puțin de 100 de lei, eu zic că merită toți banii, se bate clar cu un JBL Go 3 care mai, dacă se mai găsește, sau poate chiar și cu Sony ceva, XB, nu mai știu cum le spune, XB10, XB12, XB13, ceva de acolo, de la Sony, dar alea sunt un pic mai scumpuțe decât Tronsmart-ul ăsta, adică alea ajung, câteodată ajung și pe la 200 de lei. Dar asta e cam 100 de lei și se aude bine, chiar se aude bine. E la maxim aici, dar văd că melodia asta se aude o parte mai încet. Da, domne, se aude bine, nu se aude foarte extrem de tare, pentru că nu cred că ăsta e scopul ei. E scopul să te distreze și cam atâta, având în vedere că e 95 de lei, cred că atâta am dat pe ea. Da, cam asta a fost, mersi frumos de vizionare, dacă ți-a plăcut, lasă și tu un like, dacă nu ți-a plăcut, dă un dislike, dă și un share ca să vadă și prietenii tăi. Ca de obicei, link către acest produs îl găsești în descriere. V-am pupat, numai bine, spor la asculta muzică!